Dragi prieteni, vreau să vă arăt cum se prezintă cetatea dacică de la Costești, Blidaru. Aici este planul acestei cetăți, care era formată din mai multe elemente care se văd în acest chenar. Noi o să facem un tur ca să vedeți cum se prezintă acest sit arheologic. Iată, se văd zidurile dacice, Murus Dacicus. Ajungem la un turn de intrare. Observați piatra fasonată, este un calcar tăiat în blocuri paralelipipedice și toate fasonate și îmbinate perfect. Aici este un simbol, este un cerc în care se află o floare și razele soarelui pe margine. Intrăm un pic în interior. Ajungem la un bastion. Aici, în fața noastră, suntem pe zidul exterior. Aici era un bastion. Noi ne aflăm pe un vârf de deal mărginit de pante abrupte, deci locul este strategic pentru o asemenea construcție. Am ajuns la un turn locuință, cam așa arată acesta. Exterior este un șanț și se vede traseul unui zid care delimita două incinte. Aici deci era incinta cea mai mare, locuită, sigur. Acum ieșim în afara zidurilor. Apar aici niște șanțuri. Avem aici o altă incintă, probabil un bastion sau turn. Și iată, se vede Murus Dacicus. Am ieșit afară, suntem extramuros și mergem pe lângă zidul dacic. Iată blocurile cum sunt ele tăiate. Și suprapuse. Îmbinate în aceste ziduri.
între cele două ziduri se punea pietriș și pământ, iar anumite blocuri erau prevăzute cu niște șanțuri, care se numeau coadă de rândunică, prin care erau prinse cele două ziduri, intern și extern, cu grinzi de lemn. Zidurile erau înalte și groase de 3-4 metri. Aici avem o altă incintă. Străjuită de un fag secular, dar nu milenar, ca să ne spună cum a fost în urmă cu două milenii. Și uitați, așa ușor am înconjurat fortificația de la Costești Blidaru. Șopârlele își fac veacul pe aceste ziduri. Aici o altă incintă. Și ajungem de unde am plecat. Cetatea Blidaru face parte din patrimoniul mondial UNESCO, alături de alte cetăți din munții Orăștiei, printre care și Sarmisegetuza Regia. Zidul dacic, Murus Dacicus. Dacii trăiesc nedezlipiți de munți.